Dumnezeu să fie lăudat! Dragii mei, ziua aceasta ne surprinde pe fiecare dintre noi într-un anumit fel. N-am putut să lăsăm acasă experiența pe care o trăim astăzi, chiar dacă o ascundem și nu o văd alții. Viața poate fi frumoasă sau altfel și, în general, viața este așa cum o facem. Există un mic procent de inevitabil, însă, în general, viața este așa cum o face fiecare. Suntem la nuntă și ne bucurăm de oportunitatea de a ne gândi din nou la calitatea vieții de familie în care suntem un component, soț, soție, părinți sau copii. Cred că e un mare privilegiu să avem nunți în biserică, pentru că avem ocazia să vorbim despre familie și avem ocazia să vorbim despre calitatea vieții de familie. Ieri am avut două nunți, una la Betania și una într-o altă biserică din oraș, și le spuneam mirilor că fericirea este cel mai scump lucru din lume, este un lucru de lux, pentru că pe nimic nu plătești așa un preț mare ca pe fericire. Trebuie să iubești cât poți și este insuficient, trebuie să rabzi și să ierți cât poți și este insuficient, trebuie să înțelegi, să suporți, să accepți și lista continuă și este insuficient. Pentru nimic în lume noi nu plătim prețul ca pentru fericire. Fericirea este luxul vieții, alergând după ea și când e gata să o prindem, se mută în față. Fiind din nou la nuntă, ne uităm la miri și încercăm să ne imaginăm cum eram noi în locul lor cândva. A trecut ceva timp de atunci. Dumnezeu ne-a binecuvântat în timpul acesta. Ne-a dat copii, unora mai mult, nepoți, și astăzi îi privim pe ei și în sufletul nostru avem anumite simțăminte. Dorin și Alina sunt mirii de astăzi, pe prima bancă sunt părinții lor și ei încearcă o emoție specială. Este lucru mare, după ce faci efort să-ți crești copiii, să te poți bucura de onoarea pe care o primești prin cinstea pe care ți-o dau copiii datorită calității vieții lor. În general, oamenii ajung la o formă de căsătorie, concubinaj, tot felul de relații sau căsătorie. Cartea aceasta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, numită Biblia, este sumarizarea voii lui Dumnezeu. Și, în general, muritorii au responsabilitatea să-L asculte pe Dumnezeu pentru că El le este Tată. Este o aberație să pretinzi copiilor tăi să te asculte în timp ce tu nu-L asculți pe Dumnezeu. Este aberant să te enervezi datorită neascultării copiilor în timp ce, în mod personal, nu-L asculți pe Dumnezeu, lăsându-te condus de instinctele primare, de poftele care te împing într-o neascultare teribilă în fiecare zi. Astăzi, pentru nunta lui Dorin și Alina, am pregătit o predică pe care am intitulat-o Cum să-ți schimbi tovarășul de viață. Trebuie să recunosc că de foarte multe ori am vrut să o schimb pe Carmen sau anumite comportamente din viața ei. Mi-am dat seama mai târziu că și ea încerca să facă același lucru. Trecând prin viață, fiind în mijlocul oamenilor, constat că fiecare vrea să schimbe ceva din comportamentul tovarășului de viață. Și până la urmă, dintr-un anumit punct de vedere, mariajul este și o luptă a intenției de a-l influența pe celălalt după modul în care tu crezi că ar trebui să fie. Fiecare om este unic, de aceea oamenii sunt diferiți. Să nu mai vorbim că pe lângă geneticul care îi face diferiți, este și dobânditul. Vin din familii diferite, au avut experiențe diferite și toate diferențele acestea sunt foarte mari. Ei, când pui aceste diferențe să se unească, ele se resping și trebuie un efort suplimentar ca să faci din diferență unitate. Apostolul Petru scrie această primă epistolă spre sfârșitul vieții sale. Probabil era în Roma, în închisoare, și în jurul anilor 60, el scrie această primă scrisoare.
Având experiența căsătoriei, el explică persoanelor căsătorite voia lui Dumnezeu cu privire la viața de familie. Dumnezeu a inventat familia. El este cel mai în măsură să ne spună cum putem fi fericiți în ea. Pentru că noi nu alergăm în viața de familie doar după plăcerea fizică. Noi alergăm după liniște, noi alergăm după a iubi și a fi iubiți, noi alergăm după prietenie, după încredere, noi alergăm după frumusețea aceea interioară, alergăm după liniștea că putem să ne deschidem inima și tovarășul de viață se va duce cu secretul acela în mormânt. Noi alergăm cu dorința de a fi iertați și înțeleși când nu ne mai înțelegem nici noi. Familia este unică și orice om simte nevoia să fugă de singurătate într-o viață de familie care în ultimii ani este îngrozitor de pervertită, de redefinită. Oamenii și-au asumat dreptul să redefinească conceptul lui Dumnezeu. E ca și cum eu îmi cumpăr o mașină și după aceea hotărăsc să o redefinesc și îi pun aripi, îi pun pălărie, în spate fac restaurant, în față fac bar și cam așa s-a întâmplat cu viața de familie. Fiecare a făcut ceva, din ea ce a vrut și se mai plâng oamenii că nu-s fericiți. Se mai plâng copiii că nu-i frumoasă viața și că n-au încredere în perspectiva căsătoriei. Sub inspirația Duhului Sfânt, Petru afirmă că oamenii sunt ființe care acționează, uneori reacționează și de foarte multe ori interacționează. Și toate aceste trei acțiuni, până la urmă, definesc comunicarea de care vorbea fratele David, atât cea verbală, folosind cuvintele, cât cea non-verbală, folosind gesturile, mimica feței. Cu cât relația dintre oameni este mai intensă, mai profundă, spre exemplu familia, cu cât încrederea este mai puternică, cu atât mai mult oamenii se influențează unul pe altul, fiindcă există o lege a influenței, adică niciun om nu permite unei persoane pe care nu o respectă să-l influențeze. Noi ne lăsăm influențați de oamenii pe care îi respectăm. Dacă nu-ți respecti părinții, nu vei primi o vorbă din ce spun ei. Dacă îți respecti părinții, dacă îți respecti pastorul, dacă îți respecti profesorul, tot ce spune el este important și valoros pentru tine și cel puțin consideri ce spune, dacă nu chiar și faci. Dar atunci când nu respecti un om, vorbește singur, că nimeni nu se lasă influențat de cineva pe care îl disprețuiește. Ideea de bază în învățătura apostolului Petru este faptul că oamenii încearcă să se influențeze unii pe alții și Petru propune o soluție diferită. Să nu mai încercăm să ne influențăm unul pe celălalt în familie înainte de a face mai întâi altceva. Ce? Schimbarea altora nu se face înainte de schimbarea ta. Dorin, dacă vreodată vei vrea să o schimbi pe Alina, vreau să-ți spun de astăzi ca să nu zici că nu ți-am spus, nu vei reuși. Dacă vei vrea să o schimbi, mai întâi să te schimbi pe tine și când ea va vedea schimbarea din viața ta, te va respecta așa de mult încât va da atenție și va considera intenția ta de a o schimba. Alina, dacă vreodată vei vrea să-l schimbi pe bărbatul ăsta în anumite privințe pe care tu le consideri nepotrivite, să știi că el nu se va lăsa schimbat pentru că e la vârsta la care crede că e bine cum e, că altfel s-ar schimba singur. Dar dacă tu te vei schimba mai întâi, așa de mult va respecta schimbarea din viața ta încât el însuși se va schimba la sugestia ta. Uitați ce spune Biblia. Când vor vedea felul vostru de viață, trăit curat și în temere, într-o altă traducere, viața voastră evlavioasă le va suna mai convingător decât toate vorbele la un loc. Uitați ce spune Petru. Dacă soțul nu ascultă din cuvintele pe care îi le spui, să nu te enervezi, să nu țipi că nu faci nimic bun. Dimpotrivă, îți pierzi și respectul de care te-ai bucurat până atunci. Să nu țipi, să nu-l cicălești, să nu folosești alte metode. Și Scriptura spune așa, dar ce să fac?
să îi câștigați fără cuvânt, să-l schimbați pe bărbat fără cuvânt. Dar cum poți să schimbi pe cineva fără cuvânt? Ei se vor schimba când vor vedea purtarea voastră. Adică purtarea are un mesaj, evident. Oamenii au nevoie să te vadă pe tine schimbat pentru ca ei să se schimbe. Nici o soție nu se va schimba dacă soțul nu se schimbă și doar poruncește schimbarea soției. Dar atunci când soția vede un bărbat, își vede soțul care din respect pentru ea schimbă anumite lucruri din viața lui, ea așa de mult apreciază lucrul acesta încât își deschide inima și face efort să se schimbe și ea. Dar dacă primește doar porunci, ca la armată, la stânga și la dreapta, nu se va schimba niciodată, se va încăpățâna și nu va găsi niciun motiv sub soare să se schimbe. Și până la urmă, din ciudă, nu se va schimba, deși aceasta pare bizar. Schimbarea altora nu se face înainte de schimbarea ta. Schimbarea soțului nu se face înainte de schimbarea soției și invers. 2. Schimbarea altora nu se face în primul rând prin cuvinte, ci se face în primul rând prin exemplu personal. Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Fără cuvânt. Dar cum? Prin purtarea nevestelor. Noi folosim cuvinte toată ziua. Eu ce pot să folosesc în predica asta decât cuvint? Stau în fața dumneavoastră și o jumătate de oră, plus minus 10, uneori 20 de minute, tot vorbesc. Ascultați și după aceea faceți ce vreți. Biblia spune următorul lucru: dacă nu faci față prin cuvintele tale, oprește-te și încearcă să-i arăți soțului sau soției prin comportamentul tău lucruri pe care nu ai reușit prin cuvintele tale. Lucrul acesta este foarte greu pentru că îți ia timp, îți ia multă răbdare și trebuie să ai răbdarea semănătorului. Ați văzut semănătorul ce face? Are un pic de grăunțe și în loc să le dea la găini, se duce și le pune în pământ. Păi mie îmi vine să mor de râs. Du-te, mă, omule, și dă boabele alea la găini, nu le pune în pământ. Și el spune: tu nu știi că râs degeaba. Eu pun astea nu în pământ, eu le înmulțesc. Ăsta e metoda prin care eu înmulțesc boabele. Dar pentru asta așteaptă o jumătate de an și se tot uită în sus și zice: Doamne, te rog, dă-mi un pic de ploaie. Și vine ploaie, vine soare, vine noapte, vine zi, vine toamna și din semințele acelea cresc alte semințe, dar mult mai multe. Pentru a folosi cuvinte, spui, te-ai enervat, faci un circ și la urmă aștept să se schimbe soțul sau soția. Ce așteptare, fără speranță. Cine se schimbă folosind o astfel de metodă? Nimeni. Jumătate dintre cuplurile care se căsătoresc divorțează pentru că folosesc metode de care vorbea fratele David mai devreme. Astea sunt metode de război, din Irak, dacă vreți, sau din Ucraina. Biblia ne învață altceva. Dacă nu reușești prin cuvinte, acceptă ce spune Dumnezeu. Schimbă-te așa de mult și așa de bine încât schimbarea aceasta să fie un exemplu și o motivație pentru schimbarea ei sau pentru schimbarea lui. Oamenii au nevoie să vadă schimbare, nu doar să o audă, prin purtarea nevestelor. O să citesc într-o altă traducere ce spune versetul 1. Dacă ei refuză să asculte când le vorbiți despre Dumnezeu, vor fi în schimb câștigați prin purtarea voastră, dacă e curată și respectoasă. Respectul nu lipsește niciodată. Dacă lipsește, n-are rost să mai vorbim. Cine nu știe să vorbească cu respect, mai bine să tacă. Să tacă până învață să vorbească cu respect. Am citit despre filozofi pentru că am fost foarte impresionat de influența pe care ei au avut-o în istorie. Și am citit că, spre exemplu, Seneca, dacă primea ucenici pentru că veneau oamenii bogați și le plăteau sume mari filozofilor să primească copiii, să-i primească pe copiii lor și să facă din ei filozofi. Și primul an, Seneca spunea la copilul bogatul următorul lucru: anul acesta este un examen pentru tine dacă te iau sau nu. Și examenul acesta este să nu scoți o vorbă un an de zile. Poftim?
Eu am crezut că tu mă înveți să vorbesc. Nu, eu te învăț să taci, că dacă nu știi să taci, nu știi să vorbești. A vorbi nu înseamnă să bolborosești. Îl citesc din nou pe fratele David. A vorbi înseamnă să spui într-un anumit fel, într-un anumit loc și într-un anumit timp, un lucru ca să-ți atingi interesul. Nu să cășumi pe om, nu să-l sufoci, nu să-l înnebunești, nu să-l enervezi. De aceea oamenii vorbesc mult și nu se întâmplă nimic. Pentru că comunică, vorbesc defectos și la urmă spun, dar nu ți-am spus? Apostolul ne învață să avem familii de calitate, pentru că nu întotdeauna un băiat plus o fată înseamnă o familie. Al treilea lucru pe care ne învață Petru este următorul. Schimbarea altora este motivată de caracterul nostru. O să citesc din Biblie. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie podoaba din interior. Trebuie să acceptăm, fără supărarea de a auzi cuvintele acestea, că trăim într-o vreme a decorului. În afară de decor, nu știu dacă mai există ceva. Cutia e goală, n-are nimic în ea, e conținut zero, dar e plină de diamante, de beculețe, de fundișoare și de tot felul de sclipiciori. Și ne uităm la cutia asta și murim de bucurie, gândindu-ne dacă așa pe afară, ce-o fi înăuntru. Vă dau o veste destul de rea, nu-i nimic, aer. Vremea decorului. O vreme a decorului și Scriptura spune următorul lucru, mai potoliți-vă cu decorul, mai băgați ceva și în cutie, nu vă mai cheltuiți banii cu exteriorul cutiei. Și uitați ce spune Petru. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în 1. Împletitura părului. O altă traducere spune pieptănătură. Trebuie să acceptăm că sunt oameni care petrec foarte mult timp să-și facă ciufu. Unii și-l fac repede, alții, e adevărat că trebuie să ai și ce să-ți faci. Asta o lăsăm deoparte, că se subînțelege. Dar sunt oameni care consumă prea mult pentru asta, exagerat de mult, nesănătos de mult. Și Petru spune, e normal să vă pieptănați, că arătați mai bine decât ciufuliți, dar nu vă pieptănați o zi. El spune, nu plătiți prea mult pentru treaba asta. Nu veți fi soții sau soți de calitate dacă vă faceți niște ciufuri de nota 10. Și apostolul continuă și spune, purtarea podoabelor, o altă traducere zice bijuterii. Este o vreme a bijuteriilor. Avem ce mânca, nu avem ce mânca, dar când ieșim afară din casă, trebuie să ne înzorzonăm un pic. Pentru că ce vrem să facem? Să părem importanți, să părem bogați, să părem interesanți. Că suntem sau nu suntem, nici nu-i treaba dumneavoastră. Și apostolul spune, nu e înțelept. Nu-ți câștigi soțul nici cu ciufu, nu-ți câștigi soțul nici cu bijuteriile. Și el mai dă un exemplu, nici cu haine scumpe. Când spune îmbrăcarea hainelor, nu se referă la faptul că poți să nu te îmbraci, ci se referă la haine frumoase, haine scumpe. N-are rost să spun asta pentru că n-aș vrea să devin prea aspru în vorbirea mea. Dar pentru noi nu mai e important să ne îmbrăcăm. Pentru noi e important cu ce ne îmbrăcăm. Așa se face că uneori în timp ce ne îmbrăcăm uităm să ne îmbrăcăm. Fraților, Dumnezeu când l-a îmbrăcat pe om, l-a îmbrăcat ieftin, simplu, dar decent. Și l-a acoperit, că în rolul îmbrăcăminții este acopere, nu să te descopere. Astăzi îmbrăcămintea descoperă, pentru că intenționat este croită într-un fel încât să-ți atragă atenția, să te stimuleze și să nu-ți mai poți lua privirea de acolo. Păi cum, rolul acoperirii e să descopere? Trăim vremuri ciudate și dacă n-ai minte în cap, îți rup gâtul, îți pierzi sufletul și ai trăit degeaba. Și Petru spune, soțiilor, nu veți avea respectul soților dacă vă preocupați numai de decor, de beculețe, ca la Crăciun. Într-o altă traducere spune, nu vă preocupați de frumusețea exterioară care stă în pieptănătură, în bijuterii și haine frumoase. Nu vă preocupați prea mult de asta. Dar de ce să ne preocupăm?
Omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. O altă traducere: frumusețea voastră să fie cea din interior, a inimii, o inimă pătrunsă de farmecul lui Dumnezeu, o inimă liniștită ca o apă adâncă. Nu este adevărat că foarte puțini oameni astăzi sunt preocupați de omul din interior? Câți oameni plătesc bani pentru omul din interior? Foarte puțini. Și atunci se educă la matematică, la muzică și nu mai știu la ce. Dar câți mai ia cursuri de caracter? Ați auzit pe cineva să-și mediteze copilul la caracter? Pastorii nu iau bani pentru că educă copiii, dar trebuie să-i sun de două, trei ori să-i invi să stai de vorbă cu ei, că fug de pastor ca de foc. Le trebuie matematică și muzică, dar morală nu mai trebuie la nimeni. Că se nasc morali, se nasc cinstiți, se nasc educați. Nu știu cum s-a întâmplat că generațiile astea fac copiii terminați de gata. De când îi nasc, sunt terminați. Nu le mai trebuie nimic, că pe toate le știu de când s-au născut. Fraților, uitați ce spune Apostolul Domnului. Nu exagerați cu lucrurile exterioare. Nu plătiți prea mulți bani pentru aparențe. Nu vă sacrificați munca pentru nimic. Pentru impresii, pentru iluzii. Construiți în interior. Străduiți-vă să fiți oameni punctuali. Ori de câte ori întâlnesc un om punctual, nu-l mai pot uita niciodată și când îl văd, simt să-i zâmbesc. Îmi face plăcere să cunosc oameni punctuali. Îmi câștigă admirația. Îmi câștigă respectul și încrederea. Însă este complicat cu oamenii din tabăra cealaltă, pentru că stremură carnea pe tine dacă va veni sau nu. Și am inventat metoda că dacă trebuie să ne întâlnim la fix, îi spunem să vină la fără un sfert, ca să fim siguri că la fix e acolo. Ce jenant! Ce jenant! Ce jenant! Și apostolul spune următorul lucru: dedicați-vă pentru a construi în interior. El nu spune nu vă mai faceți părul, nu vă pieptănați, nici vorbă. El spune altceva: să nu aibă pieptănătura prioritate. Să nu crezi că ești important doar dacă ciuful stă într-un fel sau în altul. El nu spune neapărat să nu ne dichisim când ieșim în lume, să râdă oamenii de noi că suntem neîngrijiți. El spune: nu dați prioritate la lucrurile astea. Dar la ce să dăm prioritate? Am citit mai devreme, omul din lăuntru să fie un om educat, un om cu bun simț, un om elegant, un om manierat, un om civilizat, un om plin de curtoazie, de politețe, un om respectos. Dacă întâlnește un bătrân, să-i respecte anii pe care i-are în față, să-i deschidă ușa, să-i spună domnule, să-i spună poftiți, să-i spună vă rog frumos. Am desfințat o grămadă de cuvinte și am inventat altele. Și apostolul spune următorul lucru: astfel de familii n-au cum să fie fericite. Pentru că fericirea costă. Fericirea este produsă de oamenii de caracter. Fericirea nu e întâmplătoare. Mă apropii de încheiere spunându-vă și faptul că schimbarea altora este determinată de atitudinea noastră. Dacă o soție sau un soț vrea să schimbe tovarășul de viață, trebuie să știe că atitudinea lui motivează sau dimpotrivă. Uitați ce spune apostolul: bărbaților, purtați-vă și voi când vă vine rândul, când vine vorba despre voi, purtați-vă cu înțelepciune, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. O altă traducere spune: și voi soților trebuie să aveți grijă de soțiile voastre, fiind atenți la nevoile lor, acordându-le înțelegerea ce li se cuvine unui vas mai slab. Acceptați faptul că feminitatea lor înseamnă sensibilitate și fragilitate. Acceptați faptul că delicatețea lor și misiunea lor de mamă le face să fie mai sensibile, mai vulnerabile. Aveți înțelegere pentru ele. Cum să fie respectat un soț
care nu-și respectă soția. Poți să faci odată efortul să treci peste absența înțelegerii. Poți să te străduiești a doua oară, a treia oară, dar o viață întreagă să fii călcat în picioare și neînțeles, iar tu să oferi înțelegere, unde e tovărășia? Aici e șef și subaltern, nu sunt tovarăși. În familie există tovărășie, egalitate. Ce trist este faptul că mulți au transformat căsătoria într-o afacere și fug de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar cine fuge de binecuvântarea lui Dumnezeu, există o singură alternativă, mânia lui Dumnezeu. Și asta stă să vină, că noi nu stăm pe loc, ci noi mergem spre judecata lui Dumnezeu. Anii trec și astăzi suntem cu o zi mai în vârstă decât ieri. Scriptura spune, bărbaților, aveți grijă de soțiile voastre, fiți atenți la nevoile lor. Suntem tentați să îi respectăm pe oamenii pe care nu-i cunoaștem. Este foarte greu să iubești o persoană după ce îi cunoști defectele. Și cine cunoaște mai bine defectele mele decât soția mea? Pentru că stăm în aceeași casă de 30 de ani de zile. Știe totul. Nici nu mai mă străduiesc să mă ascund. Când venim la biserică, apare păcatul ipocriziei, că nimeni nu vrea să știe toată lumea că. Și atunci, în spatele unei amărâte de aparențe, ascundem un faliment. Și dacă sunt două falimente, ne trebuie două aparențe. Și așa s-a inventat ipocrizia. În familie nu există ipocrizie. Am lăsat garda jos, însă îți pierzi și respectul, pentru că identifici prea multe defecte și scade stima față de partener. Ei, Biblia spune să nu scadă, că așa cum tu vezi defecte la el, el vede la tine. Cine crede că e bun, eu fără să stau de vorbă cu el, cred că e mai rău decât celălalt. Pentru că muritorii nu pot fi buni. Hristos spunea, unul singur este bun. Nici el nu și-a adjudecat acest merit, deși putea să o facă că era Dumnezeu. Ultimul lucru pe care îl spun, schimbarea atitudinii noastre față de partener schimbă atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Asta este prea de tot. Schimbarea mea față de soția mea îl pune pe Dumnezeu în situația să se schimbe față de mine. Adică vrei să-mi spui că Dumnezeu se poartă față de mine cum mă port eu față de soția mea? Exact. Dar de unde știu asta? Din cartea lui Dumnezeu, că de unde să știu? Te interesează pe dumneata religia bunicii? Nu. Dar ce zice Biblia? Te interesează. Uite ce zice Biblia. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, dar pot fi împiedicate rugăciunile bărbaților? Evident. Când? În ce situație? În situația în care nu-și respectă soțiile, în situația în care nu se îngrijesc de ele, în situația în care nu le acceptă și nu le ajută, nu le înțelege feminitatea, fragilitatea, sensibilitatea. Nu mă refer la mofturi, că să nu vă supărați pe mine. Uneori, soțiile trebuie să fie cinstite ca să nu folosească mofturi. Lor le este destul de la îndemână metoda aceasta, dar nu-i nevoie de ea. Cu un soț care te iubește, manipularea e inutilă. Și mofturile și victimizarea nu și-are locul, pentru că trăiești lângă cineva care te respectă și dacă spui au, spune ce s-a întâmplat, draga mea. Ce rost are să te prefaci și să umbli cu teatru? N-are rost. Că iubitul, prealesul inimii tale, nu are nevoie să fie înduplecat. Că iubirea ușor se apleacă, ușor se sacrifică, ușor ascultă, ușor ridică, ușor înțelege, ușor iartă. Dar dacă dragoste nu e, pastorul nu-i suficient? Consilierea nu-și atinge scopul? În concluzie, Dorin, Alina, am vrut să vă spun următoarele lucruri. Până la voi au existat foarte multe familii. Toți bărbații au încercat să-și schimbe în anumite privințe soțiile și invers. Voi nu veți fi o excepție. Începeți acum o luptă între voi pentru că fiecare veniți dintr-un alt mediu. Spre exemplu, la unul se bea cafea dimineața, la unul se bea ceai. La altul se mânca breakfastul, la altul numai de la lunch încolo.
Unul se culca mai devreme, altul se trezea mai devreme. Unul, cine știe, fiecare cu obiceiurile lui. E, acum când vă întâlniți voi, care are dreptate? Când două râuri intră într-unul, acolo se formează o bolboroseală. Ei, Petru spune următorul lucru. Schimbarea celuilalt te costă schimbarea ta. Este cel mai scump lucru pe care eu l-am plătit vreodată în viața mea. Atât de multe lucruri am schimbat doar pentru ca să fie bine. Și acum recunosc că este, lucrează. Și al doua concluzie este schimbarea altora este motivată de schimbarea ta. Dacă vreți să vă influențați unii pe alții, atunci schimbați-vă fiecare în dreptul vostru și schimbarea ta o va motiva pe ea și schimbarea ei te va motiva pe tine. În felul acesta veți fi fericiți și toate planurile care sunt acum în mintea voastră la nivel de speranță vor deveni realitate. Veți avea o familie liniștită și frumoasă. De-abia veți aștepta să ajungeți acasă, nu veți găsi motive să plecați de acasă pentru că nu mai suportați. Familia voastră va fi așa cum o faceți voi. Tati și mami vor rămâne departe, ambii tați și ambele mame. Pastorul nu-l veți întâlni decât la biserică, acasă, indiferent că e acasă în apartament, mai mare sau mai mic, închiriat sau cumpărat, indiferent, acasă va fi cum faceți voi acasă. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să faceți casa aceea un loc unde Hristos e Domnul, iar voi sunteți robii Lui și copiii Lui. Amin.